valea asta la porcărie plină de ciulini, dar și de ambrozie. Se pare că legea obligă autoritățile, dar și persoanele fizice, să stârpească planta asta, pentru că e periculoasă pentru sănătatea multora persoane alergice. Dar vedem că la pepeni nu prea e cunoscută și respectată legea. Și taman acum e polenul de ambrozie, foarte dăunător pentru multă lume. Evident că sunt importante apeductele, podurile, drumurile de acces și ce altceva să mai face la pepeni, dar și sănătatea publică e vitală. Dacă sunteți alergici la polen de ambrozie, stați departe de pepeni sau plecați oriunde în vizită, că aici nu prea are nimeni grija voastră. Faceți ce vreți cu cealaltă iarbă, dar macu, cânepa și ambrozia, vă rog să stârpiți de pe terenurile voastre și să cereți primării să o stârpească de pe marginea drumului, că e periculoasă și ilegală. Trebuia strânsă de mult, iată, când era așa, floarea mică. Că acum, dacă ai scăpat-o la așa, posibil că deja se înmulțește polenul ăsta, de fapt e sămânță, nu? Sau ar putea să fie mult până la sămânță. Crește pe marginea drumului, pe marginea lotului. Trebuie stârpită, eventual zmulță din pământ ca să nu mai apară. Evident, o mai aduce vântul din altă parte și de aceea operația asta trebuie făcut în fiecare an sau de câteva ori pe an. Deja curge polen. Dacă aș fi alergic la polenul de ambrozie, ca fratele meu, deci n-aș putea să mă aflu aici, aș strănuta în continuu, mi-ar plânge ochii, nasul și alte simptome nesuferite. Și asta durează vreo lună pe an, cel puțin. Dacă stai în același loc, dacă te muți dintr-un loc în altul, poți prinzi un sezon mai mare de polen, de ambrozii. Ia uite cum fuge. Îl bate vântul, polenul de ambrozii. Scos țărna de pe rădăcini ca să nu sprindă și întors cu rădăcina la soare. Chiar dacă îți pare că lotul tău e departe de localitate, știi că vântul ia polenul ăsta și îl duce în sat, în oraș, și face viața coșmar tot mai multor mii de oameni. De asta s-a adoptat legea despre stârpirea ambroziei.
ca să știți că nu numai coronavirusul e pe pericol, e că și șobruiană e periculoasă. Veniți alături. Combatem ambrozii. Să o alegem din alte ierburi și să o facem dispărut. Bine, aici în lucernă o să fie cosete de grabă. Odată cu lucernă. Dacă marginea drumului rămâne și se înmulțește. Nu o lăsați.